у Дембовице. Asta e apa, care apa nouă o filtrează și ne-o dă de băut la București. Cum vă pare? Cum vă place? Chiar arată albastru, dar râul Dâmbovița arată tulbure. Vă dați seama câte filtre trece ca să ajungă la noi să o bem? Dar oare în sus, în nord, încolo, pe unde trece râul ăsta? Ce calitate are apa care ne vine în robinete? Hai să inspectăm. Chiar mai sus de pod, ia uitați-vă ce peisaj frumos. Apă potabilă. Poluată. Acolo văd și un cablu care intră direct în apă. Apă electrocutată. Probabil este pește în râu dacă a făcut platforma asta. Debitul e mare, poate numai amul după ploi. Păpurișul ăsta mai curăță și el, dar dacă treci prin localități, e bâja. Localitatea Cosoba, județul Giurgiu, la marginea județului Dâmbovița. Și pe aici cu noi cât vrei. Râul tulbure, rapid. Ups! Și aici gunoi foarte mult adus din sus sau poate aruncat de localnici. Și încolo la vale spre răsărit îs București. De la marginea drumului spre Buftea, poftim gunoi. Când vin ape mari, se scurgă în râuleață, în Dâmbovița. E clar o problemă de management al gunoiului dacă ajung oamenii să-și arunce hainele așa, în mijlocul naturii. Ceva nu funcționează. Trebuie schimbat, nu numai pedepse. Cum poți proiectez un refugiu pe marginea pădurii, pe marginea șoselei și să nu pregătești niște tomberoane aici, toalete pentru oamenii care înțeleg că sunt invitați să oprească, să admire natura. Codrii vlăsii. Înfiorător. Te uiți în sus, vezi frumos. Te uiți în jos, te apucă grețurile. Devine sau autoritățile locale, autoritățile naționale, garda de mediu și cine mai controlează, poliția. Dar și fiecare cetățean care o văz că n-are unde arunca și tot și-o aruncat. Fel de fel de gunoi. Încă asta aici se vede doar de sub vegetație. Cel mai mult nu se vede. O să apară la iarnă, la primăvară.